Copiii din Bocșa au avut parte de un 1 iunie de neuitat. Parcul Pescăruș a fost și anul acesta gazda pentru activitățile și jocurile organizate și adresate copiilor bocșeni. De la ora 11 a debutat programul evenimentului adresat celor mici. Programul a inclus activități captivante și interesante, de la teatru de păpuși, dansuri populare cu ceata bocșanei, face painting, figurine din baloane, până la trasee kinetosportive și alte jocuri. Intrarea a fost liberă, fiecare copil putând să ia parte la activitățile organizate cu prilejul zilei lor, având la dispoziție o gamă variată de activități. Într-o zi obișnuită de primăvară însă, în parcul coquet de la marginea orășelului în care locuiesc, își face apariția o bufniță magică. 1 iunie, ziua internațională a copilului, permite fiecăruia dintre noi să-și descopere copilul din interior. Pentru aceasta, administrația publică locală, bocțană, a reușit și anul acesta ca de 1 iunie să sărbătorească copiii. Programul manifestărilor cultural-artistice și sportive a început în data de 31 mai, atunci când am organizat cea de-a 7-a ediție a Cupei Profesor Ion Lepci la fotbal juvenil, under 14, adică sub 14 ani, competiție la care s-au îngrenat 8 echipe din Bocșa, din Măureni și din Tirol. De 1 iunie copiii au putut beneficia sau s-au bucurat, practic, de teatru de păpuși pentru copii, dansuri populare cu ceata bocșanei. Și apropo, la piesa de teatru au fost aventurile lui Yu și Hu, adică Yu Hu. Iar pe lângă teatru de păpuși, dansuri populare, am avut animatori care au făcut face painting copiilor, adică pictură pe față, au împletit balonașe și am avut trasee kinetosportive, adică tras cu arcul, jocuri cu cercurile, cu pilele, astfel că toți copiii prezenți acolo la parcul Pescăruș din cartierul Bocșa Română s-au putut bucura de 1 iunie. Ne bucurăm că am avut un public mare, foarte mulți copii, foarte mulți părinți, și vremea a ținut cu noi și ne dorim ca de fiecare dată să rămânem aceiași copii. Evenimentul a fost organizat de primăria orașului Bocșa împreună cu Casa Orășenească de Cultură din Bocșa și Biblioteca Orășenească Tata Oancea din Bocșa.